Bombă în PSD. Andreea Cosma, deputat de Prahova, a fost condamnată de înalta curte de casație și justiție la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu. Decizia judecătorilor nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel. Andrea Cosma a fost trimisă în judecată de DNA Ploiești pentru fapte comise în 2015. În calitate de notar, Andreea Cosma a acceptat să autentifice contractele de vânzare-cumpărare prin care SC Plopen Industrial Park S.A. a înstrăinat mai multe imobile ce făceau parte din activitatea Activul fără respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice și fără să ține seama nici măcar de valorile minimale ce trebuiau a fi avute în vedere potrivit studiului de evaluare practicat de camera notarilor publici Prahova la data încheierii contractelor de vânzare cumpărare, respectiv la nivelul anului 2008, au transmis anchetatorii. Procurorii au stabilit că prejudiciul total în acest dosar este de aproape 18 milioane de lei. Andreea Cosma este figa fostului președinte al Consiliului Judece. Țan Prahova, Mircea Cosma, și nu este singura din familie care are probleme cu justiția. Tatăl și fratele ei au primit pedepse cu închisoarea tot pentru fapte de corupție. Cei doi au contestat decizia, iar procesul încă se judecă.